kind of talk to be more than a thought. Unde am venit? Unde are kite? Unde am venit, măi? În plaja noastră, am venit la bucurie. Port Talbot, în South Wales. Uite aici și-a copiii la apă. Aici, da, aici nouă ne place, nu știu, nouă ne place plaja asta. Asta este plaja noastră. Acolo sunt băi, este și un duș. Acolo mai este duș, este și un splash area, acolo unde poți joace copiii. În apă, nu se plătește acolo și aici e apa și apă superbă, uite cum se joacă copiii în apă, hai noștri acum, foarte plăcută. O să vedem dacă putem să stăm peste noapte, dar o să-i conving pe ăștia la alți doi și să vedem dacă găsesc ceva convenabil. Da, cred că se retrage acum, că-i ud pe aici, înseamnă că pleacă apa acum. E rece, nu? E, până te obișnuiești. Uite, ei, trebuia să te lec mai încolo. Aici sunt eu cu Eli. Eli. Aici sunt eu cu Eli. Un acolo. Hai, vedem ce se bucură. Aici e furia lor. Uite aici ce se bucură. Uite, bucuria lor! Bucuria lor! Asta e plaja care le plac la copiii noștri și nouă ne place. Și nu e așa plină. Sunt oameni, dar nu sunt unii în alții. Știți că plaja e foarte puțin. Sunt foarte puțini, așa, nici colo. Și uite bine, ia! Pa! Am decis cu Adrian că am văzut că azi era o zi faină. M-am trezit, am văzut că era soare afară și am zis, m-am uitat să văd cum e la Port Talbot aici, că aici e la 2 ore de noi. Și am zis lui Adrian, hai ce zici, mergem? Și el a zis, da, și am zis, hai, împachetăm într-o oră, plecăm și cam așa a fost treaba. Ne-am oprit la un service, am făcut popas la baie, am mâncat la un Mac. V-am zis că vă zic cum mâncăm noi, ca să nu cheltuim din numai că suntem atâția. Noi nu ne luăm menuri la McDonald's pentru că ne-ar costa foarte scump. Ne luăm cartofi și ne luăm de obicei cheeseburger și mayo chicken și mai adaug salată, că salata e gratis, poți să adaugi în sandwich, îți pune extra salată. Extra salată, extra castraveță înăuntru, adică tot ce poți să adaugi înăuntru am pus să adaugi. Și bem noi apa noastră, încercăm să nu cumpărăm sucul lor, că e scump. Și am plătit 18 lire să mâncăm toți. 5, eu zic că e bun. Că na, te costă, dacă ne luăm menuri, ne costă 30 de, peste 30 de, 30 de lire, cam așa. În fine, hai că vă las ca să mă bucur și eu de plajă cu copii și cu Adrian și... Da, ia mai de jos o bănet. Și ne vedem în ziua de azi, vedem cum e. Cu bubuleții ăsta micuț, amărelu mamă, e la mare, mori. I-am dat pe toți deja cu cremul solară la mașină.
că am zis că să nu ne dăm aici pe nisip, că e chinuială să te dai aici, așa că i-am luat pe rând, i-am schimbat în costumele de baie, am și pentru ele costumul așa ăsta. I-l-am dat și Stipan, pentru că am zis la copacii în apă, că la ea e micuții, da. Da, 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 mărele, mamă, ei dă de bebeluse mică, ea. Ea nu știe că ea e mare, nu știe că tița, mua. Da, e m-a șupu de ei, dă-mi țipă, bucuroși. Da, uitați. Haide, zic că ea i-a dus în paradis, uite ea. Da, hai că ne vedem în timpul zilei, în timpul zilei. Că deja e după amiază, târziu, dar în fine. Surfistul! Ande surfistul! Hai te vezi! Nu e rece? 40 de Ce-i place, frământă! Nu mă uda! Ce? Uite ce bagă! Ce găsești acolo tu? Să nu bagi în gură! Ce-i acolo, fitița? Am lăsat-o în pampers, că dacă nu, ne chinuim cu... cu costumelul și am lăsat-o în pampers că e cu minte, așa. Opa! Așa e, amore? Eli! Tu, unde ți-e sutienul, tu? Se nervează că nu poate să prindă nisip. Să nu papi!
Să nu papune jos, nu, nu, nu-i voie, nu. Uite așa m-am pus și am scris și eu român în engleză. Și ne ducem acum cu toată trupa la splash area ca să se joace un pic acolo în apă și să se clătească. El a dormit, eu mi-am cules o grămadă de scoici. Așa. Hai că mergem acum la splash area. Da, am scris. Deci cum răcim noi pizza, nu? Că ea bea scoasă din cuptor. Am dat drumul la aer condiționat și răcim. Da, numai la... Numai la români în Anglia. Da. Înainte să închid vlogul ăsta, am zis că vorbesc aici cu voi câteva minute, mai scurt, nu mult, că nu vreau să-l fac mai lung, e ok, așa mai scurt. Atât am filmat că așa au fost copiii. El a fost un pic mai agitată că trebuia să doarmă și cam sărise somnul în mașină. Și o durat așa un pic până am liniștit-o să doarmă, apoi mi-am cules și un scoici, după cum am zis, am mers acolo la splash area la sfârșit cu copiii să-i spălăm. A fost perfect, am stat 3 ore, foarte îndeajuns, ca să se bucure copiii de plajă și nici să nu fie prea mult. Nu cred că o să mai mergem, nu cred că îi mai punem pe copii în
în ipostaza să mergem, doar dacă o să fie un weekend în care o să murim de cald într-o sâmbătă, ce știu eu. Vine acum cicăvalul de căldură, să vedem. Doar în cazul ăla, cred că poate, ne mai gândim să mergem, dar în teorie nu mai plănuim să mai mergem anul ăsta, pentru că e drum lung și e obositor pentru copii, obositor și pentru noi, ne-a obosit drumul până în nord-estul Angliei acolo. Dar, na, în fine, vedem noi. Oricum mai avem în planuri alte chestii anul ăsta, să mai, poate reușim să mai mergem în altă parte în serenitate anul ăsta, vedem ce reușim, că nu-i bătut în cui, dar ceva parcă se conturează unele chestii. Dar a fost plăcut, eu vă recomand, nouă ne place plaja din Port Talbot, poate nu la toată lumea îi place, poate nu este pe placul tuturor, noi suntem conștienți că avem copii mici și noi nu mergem la plajă să stăm pe șezlong pentru mulți ani, o să fie așa. Așa că mi este inutil să avem un loc unde șezlong sau așa. Nu este departe de noi. Asta este un lucru bun. Plaja asta și chiar da, 2 ore de condus. Și noi am mai fost aici. Noi aici mergem în fiecare vară de 7 ani. Din vara de când... De când a murit David, de când s-a născut și a murit, în vara aia noi mergem în fiecare an. O colegă de-a mea care lucra la CF Asociație, unde am lucrat și eu, ei stăteau acolo și plecase în Danemarca, că erau din Danemarca. Nu în Danemarca, în Olanda, scuzați. Și ne dăduse cheii la casa lor ca să stăm acolo. Și așa ne-am îndrăgostit noi de plaja aia, că a fost prima plajă care, de fapt a doua oarecum, dar... Prima, într-un fel. Nu, cred că a fost prima plajă la care am fost aici, în Anglia. Și de aia, pentru noi, a rămas cu amintiri faine și plus că nu este foarte aglomerat, este și... sunt și salvamare acolo. Nu știu. Și de atunci mergem în fiecare an acolo. Am mai avut casa la prietenii aia, ai noștri, 2 ani la rând după, când ne-am mai dus, că am avut grijă de iepurii lor. Odată am avut grijă de câinile lor și am stat și ne-au lăsat să stăm acolo gratis și noi le-am avut grijă de animăluți în timp ce eram acolo, dar după s-au mutat. Dar noi am continuat să mergem, chiar dacă ei s-au mutat, pentru că au fost, nu știu, ne-au rămas în inima noastră și am mai încercat noi aici acolo plajă, au fost faine, dar parcă plaja din Port Talbot rămâne aia care pentru noi are un loc așa în inimă. Așa că dacă vă mi se pare interesant, mergeți. Pentru noi e indispensabil faptul că au băi. Sunt 2 locuri acolo unde sunt băi publice. Normal că nu sunt curățenia curățenilor, vă dați seama, băi publice. Dar este important să ai baie. Și este și splash area, locul ăla unde copiii se duc acolo și se joacă. E ca un fel de jocuri de alea de apă, cu apă cu clor, vă dați seama. Dar, în fine, dacă vrei să speli ei cumva... Așa e un loc plăcut și sunt și niște dușuri publice acolo în afară ca să te clătești de nisip. Parcare este. Noi știm de acolo cum îi știm unde e McDonald's, știm unde e toate chestiile pe acolo și nu e departe de noi, e cea mai aproape care să fie mai ok. Că am mai încercat noi și la Western Supermare, dar nu, Western Supermare nu ne place, e prea plină și nu... Când am fost noi, am trecut, era foarte departe apa, adică n-am putut să ajungem la apă și păcat că na, de aia te duci ca să joci copiii în apă. Tot Port Talbot. Am ajuns și am trecut, dacă vă aduceți aminte să mergem. Bun, vă las aici, vă pun și pe Adrian vă salute și noi ne vedem în vlogul următor. O să aveți niște cumpărături lunare cu preț, de fapt sunt cumpărături săptămânale, dar eu vi le pun doar o dată pe lună, cumpărăturile noastre săptămânale. Evităm așa să comentez lumea că mâncăm mereu anumite chestii, că așa le vedeți o dată pe lună doar. Și pe de altă parte evităm să vă obosim să vedeți săptămânal cumpărăturile, că de acum eu nu mai fac vloguri zilnice și atunci nu ar avea rost să vă pun cumpărăturile fiecare săptămână. Adică unul din 3 vloguri să fie cumpărături mereu, știți? Dar o să apară mâine, nu mâine, în vlogul următor. Nu știu dacă mâine sau poi mâine cel mai sigur, dar dacă reușesc mâine.
blogul cu cumpărăturile săptămânale de la Aldi cu preț. Chiar mă găsesc foarte bine acum la Aldi. Dar o să vă mai vorbesc eu în vlogul ăla despre asta. Și vă salut, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ne vedem în vlogul următor. Ia salută și tu. Pa, pa. Ne vedem în vlogul următor. Hai, pune-te o mână.